Dialogurile dimineții continuă, dragi prieteni, și în această duminică, în prezența părintelui episcop Nichifor. Iată ce ne-a pregătit Răzvan Bucuroiu pentru această dimineață. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor dimineții. Suntem în prezența preasfințului părinte episcop Nichifor. Bun găsit, preasfinția voastră, din nou la o discuție foarte interesantă, pe locuri înfricoșătoare, despre diavol și exorcizări. Am pornit de la această carte scrisă cu multă acrivie și cu multă documentare în spate. Vorbeam episodul trecut despre mâliftele Sfântului Vasile cel Mare. Ele pot fi citite oricând, de oricine, oricum? Înțeleg că nu. Nu. Dincolo de faptul că sunt niște exigențe specifice pe care manuscrise ce descriu rânduiala exorcizării din secolul XVI-XVII și chiar mult mai vechi, dincolo de aceste pregătiri specifice, molitvele Sfântului Vasile cel Mare nu sunt rugăciuni bune la toată trebuința, nu se citesc oricând. Pur și simplu. Pur și simplu. Este o polaritate și în biserică. Unii care le citesc cu ușurătate, fără să fie conștienți de ceea ce își asumă, neînțelegând greutatea lor și destinația lor, alții care se tem să le citească chiar și atunci când citirea lor se impune. De fapt, nu simpla lor citire, ci angajarea într-o luptă a preotului. Nici primii nu se angajează cu adevărat în asemenea luptă, că dacă ar înțelege dimensiunea, nu ar face-o cu ușurătate, nici cei din urmă. Un sfânt, un mare sfânt, aproape contemporan nouă, Porfirie Capsucalivitul, oprea pe ucenicii săi să participe la exorcisme fără rost. Și certa pe preoți care făceau exorcismele cu ușurătate, spune că săvârșesc un păcat greu. Pentru că demonul scos din om, demonul provocat, poate intra în cel sănătos, poate intra într-un gură cască care participă acolo fără să aibă ce căuta. La exorcisme trebuie să fie cel posedat și cei aparținători, cum sunt cei patru care purtau pe slăbănog, preotul, preoții și atât, cel mult un paracliser. Nu este o rugăciune din care facem spectacol, nu e o rugăciune prin care atragem lumea la biserică, nu e o rugăciune prin care facem lucrare apologetică în biserică. Deci trebuie să aibă un oarecare grad de intimitate. De intimitate și aș spune protectiv, da. Nu atât din discreție. Aceste rugăciuni au un potențial pericol. Trebuie să fim conștienți de acest o mică bombă cu ceas. Preasfinția voastră, dar totuși la mănăstirea Flăsinei, acolo unde se petreceau acele fenomene de exorcizare aproape pe bandă rulantă, veneau femeile, unele chiar mi s-a părut mie că exagerau. Intrau într-un fel de spectacol sau într-un fel de isterie, dacă îmi permite, se contaminau una de la alta, probabil că unele într-adevăr aveau o problemă gravă în zona demonică, dar altele poate că nu aveau. Părinții, bine, sigur că da, preoții încercau și ei să ordoneze puțin peisajul, dar ideea este că ar trebui evitate astfel de lucruri. Bine, asta era pe vremuri. Categoric. În plus, rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare se impun a fi citite doar atunci când vorbim de persoane posedate. În Mănâncele Românești, ianuarie, nu se citesc. În molitvele cele românești, de după 90, apare o indicație tipiconală că aceste persoane au posedate și apare o indicație care a provocat multă vreme confuzie. Că se citesc și în ziua de 1 ianuarie a Sfântului Vasile, Sfântului Vasile cel Mare. Așa cum rugăciunea exorcismului Sfântului Trifon se citește și pe 1 februarie, când este prăznuit, da, Sfântul Trifon. Față de această indicație tipiconală, cu fix 10 ani în urmă, în 2011, Sfântul Sinod, prin hotărârea 630, a hotărât ca cu acrivie, cu fermitate, să nu se mai facă acest lucru, să nu se mai citească molitvele, exorcismele Sfântului Vasile cel Mare, molitvele Sfântului Vasile cel Mare, în ziua de 1 ianuarie. Pentru că nu e cazul. Pentru că nu este cazul.
reconsiderând această indicație tipiconală, care nu era în conformitate cu adevărata tradiție liturgică. Eram singura biserică ortodoxă din lume care avea această inovație liturgică pornită dintr-un soi de evlavie. Ea nu a fost atât de veche precum se crede, pentru că vechile moliteni înainte de 1990 nu aveau această indicație tipiconală. Dincolo de pericolul pe care îl presupune pentru cei ce nu au ce căuta acolo, nu se înțelege rostul adevărat al rugăciunilor. Aceste rugăciuni nu sunt solemne, nu pot fi citite oricând. Să facem un scenariu simplu. Sfântul Ilie are rugăciuni pentru venirea ploilor. Rugăciuni care sunt binevenite atunci când este secetă. Dar dacă în ziua Sfântului avem ploi abundente și pericol de inundații, un preot cu discernământ va mai citi acele rugăciuni de venire a ploii? Sper că nu. Da. Rugăciunile nu pot fi scoase din contextul lor. Aceste rugăciuni de exorcizare ale Sfântului Vasile cel Mare se impun a fi citite cu discernământ doar celor care au nevoie de ele, fără a face din ele spectacol. Hotărârea Sfântului Sinod din 2011 este salutară și binevenită și exprimă adevărata tradiție liturgică a Bisericii. Preasfinția voastră, o ultimă întrebare pentru această ediție. Diavolul poate să intre în orice om? Avem în față episodul întâlnirii dintre Mântuitorul Hristos și cei doi demonizați, care erau înfricoșători. Ne mai spune Evanghelistul ceva, umblau printre morminte. Ca niște stafii, într-o lume a morților, în care cei vii nu prea se duceau de obicei, dar într-o lume în care demonul paradoxal are o putere. Moartea, cimitirul atunci era expresia pedepsei primite de Adam pentru cădere. Cu moarte vei muri. Deja demonii din cei posedeați să-l recunosc. Ai venit înainte de lume ca să ne chinuiești. Te știm cine ești. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care Domnul îi exorcizează, îi alungă din om, vedem că îi cer îngăduință să intre în turma de porci. Răspunsul este, dacă în turma de porci n-au putut intra fără îngăduința lui Dumnezeu, cu atât mai mult nu pot intra în om. Ne întrebăm atunci, cum poate o gură cască să pătimească așa ceva? Dacă vine cu neînțelegere și stăruie într-o greșeală, îngăduința lui Dumnezeu are un rost pentru el ca să-l înțelepțească. Dar mai ales noi preoții, noi cei ce avem o autoritate în biserică, suntem chemați să înțelegem acrivia cu care se citesc aceste rugăciuni. Adică pentru cel care are un sistem imunitar duhovnicesc slăbit, în acela poate să intre... Da, dar nici măcar cel cu un sistem imunitar foarte puternic nu este recomandat să vină acolo doar ca să asiste ca la un spectacol. El nu este chemat să vină acolo decât în măsura în care ajutorul lui este necesar și atât. Am înțeles. Preasfinția voastră, timpul a zburat din nou foarte iute și îmi pare rău că trebuie să punem punct discuția aici, dar mai avem un episod în care vom trage concluziile finale. Vă mulțumesc! Mulțumesc!